Vremea extremă a dat traficul rutier peste cap în mai multe zone din țară. În județul Vrancea, un autocar cu 47 de persoane a ieșit de pe carosabil. Pasagerii erau cetățeni moldoveni care mergeau spre Brașov. Autocarul nu a fost nici acum scos din zăpadă. Eu am coordonat inclusiv transbordarea acelor 43 de cetățeni moldoveni de la autocarul care nu s-a răsturnat, a ieșit în afara părții carosabile, dar nu s-a răsturnat. I-am dus într-un peco în apropiere, le-am dat ceai cald, cafea, am încercat să tractăm autocarul, din păcate acesta nu a rezistat tracțiunii. Vom vedea care vor fi intervențiile care trebuie să le facă proprietarul, pentru că acel autocar nu se mai poate scoate acum din zăpadă. Urmează să-i relocăm ori în municipiul Focșari, ori în municipiul Ajud, de unde să-și continue drumul la Brașov, pentru că vorbim de cetățeni moldoveni care mergeau să petreacă sărbătorile la Brașov. Intervenție de urgență la Vaslui pentru o gravidă care urma să nască. Din cauza zăpezii, ambulanța nu a mai putut înainta și a rămas blocată în Nămeți, așa că femeia a fost nevoită să nască acasă. Mai multe detalii despre acest caz, dar și despre ninsorile care au cuprins mare parte din țară, are colega mea Ligia Pricop, în direct cu noi. Ligia. Bun găsit! Pompierii din Iași, Botoșani și Vaslui au avut noaptea trecută 10 de misiuni de salvare a unor oameni care au rămas blocați în Nămeți pe drumurile publice după ce mașinile în care se aflau nu au mai putut înainta din cauza viscolului. Au fost misiuni de durată 5-6 ore, unele s-au încheiat abia în zori. Au fost atât adulți cât și copii în această situație, care și-au petrecut noaptea în viscol, în câmp, acolo unde i-a prins ninsoarea și nu au mai putut practic avansa. Nu toți au avut provizii la ei. Cert este că inspectoratele pentru situații de urgență din Moldova spun că toate cazurile semnalate la 112 au fost rezolvate în cele din urmă, însă cea mai lungă intervenție de acest fel a avut loc într-un sat din județul Vaslui la o femeie însărcinată, în cazul căreia s-a declanșat nașterea. A fost trimisă o ambulanță din Bârlad, însă ambulanța a rămas împotmolită din cauza viscolului. Însă cadrele medicale s-au dus acasă la această femeie și au ajutat-o să nască la domiciliu. Totul a decurs foarte bine. A reușit să aducă pe lume un băiețel perfect sănătos. Este la a patra naștere. Însă situația de criză nu s-a oprit acolo, pentru că a mai fost nevoie de câteva ore bune, astfel încât mama și nou născutul să ajungă la spital. A mai fost trimisă și cea de-a doua ambulanță care să îi preia, însă și aceasta a rămas blocată. S-a intervenit cu mai multe utilaje și abia după 2 ore mama și copilul au fost duși în siguranță la spital. În partea de nord a Moldovei au fost blocate încă de noaptea trecută și situația nu s-a remediat. 10 de drumuri naționale și județene, doar în județul Iași sunt peste 30 de porțiuni de drum județean pe care nu se circulă, iar această restricție, această interdicție de a se circula pe respectivele tronsoane rămâne în vigoare până la ora 12. Astăzi, din acest motiv, pentru că drumurile sunt impracticabile, s-a decis ca toate școlile din județul Iași să fie închise, prin urmare elevii au rămas acasă. A fost mai puțină bătaie de cap pentru părinți în această dimineață, chiar dacă și în oraș a fost dificil pentru foarte mult să plece dimineața la muncă cu mașina. Am văzut foarte mulți oameni care s-au pornit pur și simplu pe jos, pentru că nici mijloacele de transport în comun nu au venit cu o frecvență rezonabilă. Ligia, mulțumim! Din cauza viscolului și a drumurilor zăpezite în Buzău, sunt școli care au trecut în scenariul online. Prefectul de Buzău a explicat că elevii vor învăța de acasă până când vremea se va îmbunătăți. Cele 3 școli în comunele Vâlcelele, Balta Albă și Roseti vor funcționa în scenariu online. Deci nu vor fi închise. Din cauza viscolului sunt probleme atât pentru copii cât și pentru profesori de a ajunge la școală în siguranță. Și atunci împreună cu inspectoratul școlar și directorii au luat decizia să se meargă pe scenariu online pentru ziua de astăzi. La acest moment nu avem niciun drum național, județean sau comunal închis.
Analizăm totuși, suntem într-un comitet de analiză, va merge și directorul de RDP Buzău, domnul inginer Robu, va merge pe DN22, este destul de probabil din cauza vizibilității extrem de reduse cât de curând să restricționăm la 3,5 tone circulația pe DN22 Râmnicu Sărat, Băile Brăila. Și în Neamț, vremea rea a închis 20 de școli din localitățile cele mai afectate de nisori. În funcție de evoluția vremii, urmează să se stabilească dacă elevii vor sta acasă și în zilele următoare. Totodată, prefectul județului spune că a luat măsuri de urgență în cazul pacienților cu probleme de sănătate. Pentru a nu expune elevii și cadrele didactice acestor situații, ca în 6 din unitățile de învățământ să fie suspendate cursurile, iar în dimineața aceasta, prin prohotărârea Consiliului de Administrație, încă 14 unități de învățământ au decis suspendarea cursurilor. Fac mențiunea că toate aceste 20 de unități de învățământ sunt din mediul rural. Probabil că, în funcție de evoluția vremii, vom lua astăzi o hotărâre, o decizie dacă această suspendare se va prelungi și pentru ziua de mâine. Am luat decizia ca la centru de dializă de la Roman 6 pacienți să fie cazați peste noapte în clinică pentru a nu fi expuși fenomenelor extreme. Vremea rea face probleme și în Dobrogea. Porturi sunt închise la malul mării din cauza vântului puternic. Mai multe informații primind de la colega mea, Iulia Stanciu, în direct de la malul mării. Iulia, te urmărim. Bună ziua, bun găsit tuturor aici în Dobrogea. Nu a nins, însă este foarte frig, minus 6 grade Celsius se înregistrează la această oră și vântul suflă cu putere. De altfel, porturile de la Marea Neagră au fost închise încă de noaptea trecută de la ora 21 și 30 de minute și așa au rămas până acum. Puteți observa că marea este agitată și valurile sunt puternice. Este de precizat faptul că aici în Constanța a apărut și un alt fenomen. Puteți observa că din mare ies aburi. Asta pentru că apa mării este mai caldă, are 7 grade Celsius, însă în aer se înregistrează minus 6 grade Celsius. Însă specialiștii spun că temperatura reală resimțită de corp este undeva la minus 12, chiar minus 15 grade Celsius. Meteorologii spun că și în următoarele ore vântul va sufla cu putere, așa că este posibil ca porturile de la Marea Neagră să rămână în continuare închise. Iulia, îți mulțumesc! După câteva ore de nisoare urmate de temperaturi negative, șoselele din capitală au fost în această dimineață acoperite de polei, așa că circulația a fost infernală, iar în ultimele 24 de ore au fost cel puțin 200 de tamponări. Mai multe detalii ne aduce colega mea Teodora Chiuș în direct cu noi. Teodora, bun găsit! Bun găsit! Primii fulgi căzuți în capitală au făcut ca șoselele să fie înghețate, astfel că cel puțin 200 de mașini s-au tamponat, iar șoferii au sfârșit aici, la serviciul de accidente ușoare. Ne povestea un angajat de aici că parcarea a fost plină aseară și că nu a mai văzut atât de multe accidente ușoare într-o singură zi, astfel că imediat după ce autoritățile au intervenit pentru a-i salva pe cei care au avut accidente, drumarii au dat cu substanțe antiderapante, astfel încât să nu mai există accidente.